Neața! Neața, dragilor! Te-am luat înainte. E ora 8:20, mergem să mâncăm, după care plecăm în excursie. O luăm cu noi și sperăm să avem chestii interesante, nu? O să fie sigur foarte drăguț. Se aude cu ecou un pic aici, suntem pe balcon. Echo. Am plecat. Hai să mergem. Hai cu noi. Și am terminat cu fabrica de piele. V-am dat câteva cadre, teoretic n-aveam voie să filmăm acolo înăuntru, dar asta s-a întâmplat. Și acum suntem la fabrica de aur, nu? Vedem ce e și pe aici. E foarte boring pentru mine, că nu mă pasionează niciuna, nici alta. Am încercat să găsesc ceva, dar... Da, asta e, sunt obiectivele turistice din traseu. Mergem să le vedem și după aia cred că mergem la acvariu, zici, nu? Da, acolo. Acolo o să fie treaba. Vă lăsăm câteva imagini de la fabrica de aur, sperăm să fie ceva interesant și revenim cu detalii. Ia zi, Bosulică, cum a fost cumpărăturile? Extraordinar, cel mai tare negociator în viață. Vânzătorul a ieșit în profit. Cât ai? Era așa, 1000 am spart în oră. Cam asta, de euro, nu de lei. Cam asta a fost și cu fabrica de aur. Acum de piele. Ne îmbarcăm înapoi în autocare și mergem într-un final la acvariu. E bine măcar acolo că nu mai cheltuim bani la te. Băi, la valoarea noastră, încă două. Sperăm că v-a plăcut până aici. Am spart vacanța asta banii cu un an. Gata, ne-am urcat în autocar.
Și suntem în minunatul tunelul din acvariu. Tunelul din acvariu. Păi tunelul din acvariu. E foarte mișto. A, și se mai continuă în față. Că n-am terminat. Păi tare, credeam că ai s-a terminat, dar nu, se mai continuă. Se mai sunt niște acvarii aici. Și după aia mai mergem mai în spate, acolo în continuare e tunel. Ajungem și acolo. Hai la rechin. Hai la rechin. Aici se vede avionul. Avionul de prăbușiții. Și după cum probabil v-ați dat seama, deja este ora 2:30, am terminat cu... Opa, stai că dă o mașină peste mine. Am terminat cu acvariul și acum ne-am oprit să mâncăm. După care mai avem o singură oprire în orașul vechi și mergem înapoi spre casă și ne băgăm la piscină, că e mega cald. Hai să mâncăm acum și vă las pe imagini din port. Bine, tu? Mor de cald, aici e mai bine că da. Un pic briză. Este super cald, suntem deja în port, ați văzut o grămadă de corăbii și vaporașe și chestii de genul. Și ne mai plimbăm pe aici. E bună nuca de cocos? Da. Suntem prin orașul vechi. E super, super, super cald. Și abia așteptăm să ajungem la autocar și după aia la hotel ca să sărim în piscină. Prin mașini, ne dăm pe dreapta și vă mai lăsăm cu imagini. Ce faci, coconati? Și aceasta a fost plimbarea prin orașul vechi. Suntem leșinați. Mergem la autocar acum. E deja ora 4, mult mai târziu decât trebuia să se încheie. Mergem la hotel. A rămas fără baterie la cameră, dar mergem la hotel, ne schimbăm și piscină, așa că ne vedem de la hotel. Și gata, am ajuns înapoi în cameră, e deja ora 8, mergem să mâncăm, a mai fost câteva ore la piscină, Oana e aproape gata și ea, nu știu cum mâna la cameră. Și cam asta o să fie pe ziua de azi, suntem leșinați de cald, a fost super tare la piscină pentru o oră și un pic că ne-am relaxat. Ce să le arăți? Ce vroiai să le arăți? Castronașele, Oana și-a cumpărat castronașe. Nu știu dacă e lumina suficient de... Mai la geam, așa că ducem lipsă de lumină în camera asta de hotel. Aici. Aici. Castronașele. A, uitați, împachetarea tradițională turcească. Da. Artistic. Hai. Deci pachetează castronașele. Primul. Arătăm unul singur că sunt la fel, doar culori diferite. Castronelul. Mai este varianta asta care sunt eu nu intru cadrul în cotează. Acum intri. Foarte drăguțe. Da.
Așa că, da, cam asta o să fie pe ziua de azi. Tu mai ai să comunici ceva? Nu. M-am trezit un pic din... Mahmureală? Din oboseală în piscină. A fost ok, a fost așa, revigorant. Gata, ne oprim aici. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Și sperăm că v-a plăcut acest vlog mai interactiv, un pic mai simpatic. Încă o chestie mai vreau să zic, da. Dacă nu știți, dacă n-ați mai fost în Turcia la magazine de piele, aur și alte nebunii de genul, de genul ăsta, e foarte important să știți că turcii negociază stând jos și că în general puteți să duceți cam la reducere de, cât să zic, 50%, 70%, aș zice eu în medie așa. Până la maxim 70% dacă e ceva foarte valoros așa. Dar e o negociere foarte interesantă. Da. Da. Cam atât, cam un sfat de final. Like, share, subscribe, ale alea și ne vedem data viitoare. Pa! Bye!